Trebuie să vă spun că anul care se va încheia curând a fost un an foarte greu, dar în același timp foarte bun. Foarte mult de muncă. Am reușit să dăm drumul la o serie de proiecte, efectiv să le implementăm și să pregătim alte proiecte pentru viitor. Eu aș dori cu ocazia sărbătorilor de iarnă să urez tuturor cetățenilor din orașul Ricani, desigur și din Valea Jiului, pentru că televiziunea noastră practic este și pentru toată Valea Jiului, să urez în primul și în primul rând sănătate. Este cea mai importantă. Să vă doresc tuturor multă, multă, multă încredere, să trecem cu toți peste lucrurile grele, lucrurile mai puțin bune. Știți că e o vorbă, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Și sperăm și sunt convins că împreună putem face din anul 2021, care se prefigurează a fi un an mai greu, stăm puterea noastră cu ajutorul bunului Dumnezeu, să-l transformăm într-un an bun, un an în care să avem realizări, un an în care să facem pași pentru un viitor mai bun în ceea ce privește calitatea vieții. Și aici, sigur, mă raportez și mă limitez doar deocamdată la ceea ce ține și depinde de primării. Vreau să urez un an bun, cu multă înțelepciune noului guvern care urmează să se instaleze. De ce spun treaba asta? Să le dea multă înțelepciune. Metehnele vechi de anul acesta, a noului guvern, să nu mai fie continuate de viitorul guvern, pentru că a fost metehne, și aici mă raportez în primul rând și mă refer în primul rând la această discriminare uriașă care s-a făcut la rectificările de buget, pe criterii politice, niciodată așa ceva nu s-a întâmplat în istoria României de la Revoluție și până în prezent, deci niciodată. Sperăm să fie doar o chestie de moment, doar o răzbunare de moment de către cei care au câștigat noua putere și anul viitor le doresc sănătate guvernanților care vor fi, multă putere de muncă, dar în primul rând multă, multă înțelepciune, frică de Dumnezeu pe de o parte, dragoste de Dumnezeu și de semeni pe de altă parte. Pentru că cu dragoste, cu iubire față de semeni, putem să prosperăm, este singura cale. Ura, vrajba trebuie lăsate la o parte de fiecare dintre noi, iar prin credință în Dumnezeu, dragoste, iubire, sănătate, putere de muncă și înțelepciune, putem să sperăm la un an mult mai bun, an care să pregătească ceilalți ani în condiții bune. De ce? Pentru că anul viitor este anul în care, dacă se negociază cu Comisia Europeană bine, este un an în care pot fi demarate, scrise noi proiecte. Sigur, după ce vom afla care sunt domeniile de intervenție, care sunt programele, începând de la cele operaționale, sectoriale, de mediu și așa mai departe, care pot fi accesate de către administrațiile publice locale, pentru ca să știm exact pe ce vom scrie proiecte. Sigur, programe, noi ne vom axa în special în viitor, cel puțin orașul Uricani, în mod deosebit pe scriere de proiecte europene, pentru că aici guvernul chiar nu mai are ce să facă, nu mai poate să pună piedici. Și sigur, nu vom abandona și anumite programe naționale noi, dacă apar, să avem curajul să scriem proiecte și pe asemenea tipuri de proiecte, de programe, dacă ele apar. Eu cred că cu înțelepciune, cu dragoste, cu solidaritate, putem să sperăm la un viitor bun. Vreau să vă spun un lucru foarte important, să nu uităm în perioada de sărbătorilor de iarnă, atât cât putem, cu restricțiile pe care le avem, să nu uităm de cei mai nevoiași de lângă noi, fiecare dintre noi, dar din dar se face rai. Cei care avem un pic mai mult, să ne gândim și la cei mai nevoiași, să fim solidari, pentru că până la urmă sunt semenii noștri și dacă vreți, e nevoie astăzi, poate mai mult ca oricând, și cu această pandemie și cu scumpirea prețurilor, valul ăsta de scumpiri din ultimul timp, sunt oameni care trăiesc de azi pe mâine și cineva trebuie să gândească și la ei.
fiecare dintre noi, cei mai vecini noștri, care știm mai necăjiți, mai posibilități materiale mai reduse de la noi, de la fiecare dintre noi, atât cât putem să oferim celor mai nevoiași. Dar cred că cel mai important este să oferim dragoste, să oferim iubire față de semeni, să oferim un comportament cât mai sănătos, aproape de cel pe care, până la urmă, trebuie să-l avem, cei care credem în Dumnezeu, care avem frică de Dumnezeu și care știm ce înseamnă iubirea și dragostea față de semeni. Și aici mă raportez și mă refer în special la respectul, în sensul respectului pe care trebuie să-l acordăm celor de lângă noi. La mulți ani, cu sănătate, cu bucurie, doresc tuturor un an prosper, mai bun și Doamne ajută!